Șansele pentru ca lucrările de construire a sensului giratoriu de la Dedeman să înceapă în această vară cresc considerabil, odată cu introducerea planului urbanistic zonal spre aprobare în ședința de Consiliu Local de vineri 13 mai. Despre intenția de a construi acest sens giratoriu se vorbește încă din 2013. Sensul giratoriu ar urma să fie amenajat la intersecția DN2E85 cu strada Plopilor, terenurile necesare, inclusiv cele private, fiind donate de proprietari în scopul construirii acestui obiectiv, ce are ca principal scop diminuarea accidentelor rutiere. Dacă și consilierii locali vor aviza planul urbanistic zonal, lucrarea va fi scoasă la licitație și, în termen de 2 luni, dacă nu vor fi contestații, va începe construcția. Conform estimărilor făcute de autoritățile locale, costurile acestei lucrări depășesc 1,5 milioane de lei și vor dura cel puțin 3 luni. Investiția s-a născut greu în prima fază, ea fiind propusă a se realiza în parteneriat cu administrația din Cordun, dar aceasta din urmă a refuzat colaborarea, astfel încât soluția a venit din partea cetățenilor și firmelor care dețin în zonă terenuri și care au înțeles importanța acestei investiții. Pe lângă fluidizarea traficului și diminuarea numărului de accidente din zonă, sensul giratoriu va veni și în sprijinul firmei de salubrizare, care va trebui să transporte deșeurile înspre și dinspre stația de transfer construită pe strada Plopilor, lângă Cersanit.